Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la știrile serii la Doto TV. Eu sunt Ileana Gheorghiu, vă invit să urmărim împreună principalele titluri ale ediției. Spitalul de boli infecțioase va primi începând de săptămâna viitoare exclusiv bolnavi cu COVID-19. Care este motivul pentru care s-a luat această decizie și cu cât a crescut incidența cazurilor la malul mării? Aflați în jurnal. Ne vom asigura că tot acest meniu, producătorii sunt producători agreați. Primăria Constanța promite mâncare bio în toate creșele de stat din oraș. Cum va arăta meniul copiilor, vă spunem la știri. Și este ultimul weekend în care autobuzele etajate vor mai circula în Constanța și Mamaia. Care va fi traseul lor și cât vor costa biletele? Aflați imediat! Spitalul de boli infecțioase se va transforma din nou în spital exclusiv COVID. Decizia a fost confirmată de prefectul județului Silviu Coșa și va fi pusă în aplicare începând de săptămâna viitoare. Cât despre bolnavii internați la infecțioase, aceștia vor fi mutați la Spitalul Militar din Constanța. În ultimele 24 de ore, în județul Constanța au fost confirmate 118 cazuri noi de COVID-19. 161 de persoane sunt internate în prezent în spitalele din județ, iar 1684 se află în carantină la domiciliu. Cât despre testele efectuate, Prefectura Constanța subliniază că în ultimele 24 de ore, în unitățile medicale publice și cele private din județ, au fost realizate 155 de teste antigen rapide și 450 de teste PCR. Existau undeva la 200 de locuri, cu 20 de locuri în secțiile de ATI. Ele nu au fost ocupate, mai mult de 14 pacienți în secțiile de ATI nu au existat niciodată. Într-o ședință pe care am avut-o miercuri, cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică și cu managerii principalei unități medicale din municipiul Constanța, s-a decis și astăzi am înțeles că Direcția de Sănătate Publică deja a întocmit documentele, creșterea numărului de locuri, se va redeschide secția exterioară Spitalului Județean de la Gigea, cu un număr de 55 de paturi, vor fi suplimentate cele 20 de locuri ATI cu încă 12 și Spitalul de Boli Infecțioase va deveni în întregime spital dedicat bolnavilor de COVID. Accident spectaculos în această după-amiază la Techirghiol. Un șofer în vârstă de 54 de ani a lovit o auto utilitară și o mașină, ambele parcate, iar apoi s-a răsturnat. Din primele informații furnizate de oamenii legii, șoferul a fost rănit ușor și nu consumase alcool înainte de a se urca la volan. Mâncare mai sănătoasă pentru copiii care merg la creșele de stat din Constanța. Primăria le promite părinților că meniul celor mici va fi aproape exclusiv bio, din produse atent alese furnizate de producătorii locali. La Constanța urmează să fie construite încă două creșe, pentru care municipalitatea a primit finanțare de la Compania Națională de Investiții, care vor avea pe lângă săli de clasă, locuri de joacă și săli de mese și bucătării proprii, în care vor fi zilnic pregătite meniurile celor mici. La prânz ce mâncăm, iubita? Ciorbiță? Ciorbiță de legume a făcut mami? Copiii din creșele constanțene vor mânca mai sănătos. Se vor înlocui cartofii cu broccoli, carnea de pui cu cea de curcan, iar pâinea albă va fi înlocuită cu cea cu semințe. Astfel, cei mici își vor educa gustul pentru a mânca hrană sănătoasă și vor fi mai puțin tentați de semi-preparate. Meniul copiilor din creșe va fi unul mult mai sănătos. Este promisiunea pe care o face administrația locală părinților care și-au înscris copiii la unitățile de stat. Inițiativa îi bucură pe părinți, pentru care de multe ori masa copiilor de până la 3 ani este o adevărată provocare. Clar, o părere foarte bună. E cel mai important lucru pentru copii să fie un meniu sănătos și adaptat fiecarei vârste. O părere foarte bună, pentru că noi și așa încercăm să le dăm cât mai sănătos. Meniurile pentru cei mici au fost concepute sub coordonarea unui nutriționist și vor fi implementate treptat. Specialiștii spun că printre beneficiile pe termen lung ale consumului de alimente bio, cel mai important este reducerea riscului de obezitate infantilă. Pentru ca cei mici să se obișnuiască însă cu un stil alimentar sănătos, este important ca și părinții să le asigure acasă o alimentație echilibrată, fără exces de dulciuri sau preparate tip fast food. Fructele și legumele bio sau organice au un gust mai bun, au mai multe vitamine, mai multă vitamina C
iar carnea și laptele va conține mai multă proteină și mai multe grăsimi nesaturate. În același timp, folosirea unor alimente curate, cu mai puține pesticide, va reduce riscul ca ai noștri copii să dezvolte intoleranțe alimentare și alergii. Meniul sănătos îi va costa mai mult pe părinți, însă decizia a fost luată cu acordul lor în toate creșele din județul Constanța aflate în administrarea primăriei. Meniul copilașilor va fi 80% va fi meniu bio. Ne vom asigura că tot acest meniu, producătorii sunt producători agreați, că tot, vom ști tot traseul mâncării care va ajunge în farfuria copilașilor și este un traseu controlat, astfel că să ne asigurăm că nu este doar pe hârtie bio, ci este un lucru real când vorbim despre bio, mai ales că vorbim de copilași care sunt în proces de creștere. Municipalitatea face și demersuri pentru construirea a două noi creșe cu bucătării proprii în Constanța. De altfel, administrația a primit deja undă verde de la Compania Națională de Investiții pentru finanțarea unităților de învățământ. Avem cele două creșe aprobate de cei de la CNI. Am primit un set de documente pe care trebuie să le completăm și suntem la nivelul la care direcția tehnică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială se ocupă de fiecare document și noi ne-am propus ca la finalul acestei luni, într-o ședință normală de Consiliu Local, să trecem hotărârile de Consiliu de predare a amplasamentului către cei de la CNI. Dacă procedurile vor decurge fără probleme, construirea celor două creșe va începe în prima parte a anului viitor. Persoanele cu handicap ar trebui școlite și integrate pe piața muncii, nu doar susținute financiar de către stat. Este motivația care stă la baza unui proces numit angajare asistată, derulat de specialiști cu experiență pe piața muncii. Angajarea asistată este o noutate în România și are drept scop sprijinirea românilor cu dizabilități care vor să fie activi pe piața muncii și să-și găsească locul în societate. În România trăiesc peste 850.000 de persoane cu dizabilități conform ultimului recensământ din 2020, vorbind de oameni cu idei și planuri la fel ca toți ceilalți, care merită a doua șansă. Valentin are 25 de ani și s-a pregătit să fie masseur. În ciuda ambiției sale, nu a găsit însă nimic de lucru în domeniul pentru care s-a pregătit. Când am terminat școala, vreau să caut un loc de muncă la Eforie Nord despre masaj și nu am găsit. Greu să găsi un loc de muncă potrivit. O fundație care ajută pe tinerii cu dizabilități l-a inclus recent într-un program de angajare asistată. Așa a reușit să-și găsească de lucru într-o pizzerie. Prepar materie pentru pizza, adică? Mai ales mozzarella, ciuperci, mental, etc. mai multe. Adică tai mozzarella și le toc la robot acolo. Unii taie roșii, eu ceapă, mai multe. Pregătesc și deserturile acolo. O poveste asemănătoare are și Ionuț, care a dorit să devină silvicultor. Cu ajutorul programului de angajare asistată și-a schimbat însă opțiunea și spune că nici nu se putea mai bine. Fabrică de înghețată, manipulant cutii. Am fost trimis la bandă, am pus pe banda respectivă înghețată ca să le ambalăm. Bine, a fost mai greu cu adaptarea colegilor. Se adaptează greu o persoană ca Ionuț, se adaptează greu pentru că nu știe ce înseamnă munca. Acum a văzut, a fost prima dată când a muncit. Eu m-am bucurat nespus de mult și el s-a bucurat având în vedere că erau și niște bani care intrau în casă și munciți de el. Sunt pași mici pentru lucruri mari, spun specialiștii în angajare asistată, care încurajează persoanele cu dizabilități să nu se izoleze de societate și îi ajută să lupte pentru drepturile lor pe piața muncii și să-și găsească locul potrivit. Identificăm ceea ce știe să facă și poate să facă și îi place să facă. Sunt trei lucruri importante. Apoi urmează etapa identificării jobului, da? În care luăm profilul vocațional, profilul persoanei respective, profilul psihologic, profilul în ansamblu al persoanei și îl lipim de un job, de sarcină pe care îl are și identificăm locul potrivit persoanei respective.
Specialiștii în angajare asistată spun că ușor, ușor și patronii devin mai deschiși în a angaja persoane cu dizabilități. Chiar și așa însă statisticile organizațiilor non-guvernamentale din România arată că țara noastră este mult în urma statelor din vestul Europei atunci când vine vorba de integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Așa se face că deocamdată doar 4 persoane cu handicap din 100 își găsesc o slujbă, chiar dacă statul asigură anumite facilități fiscale firmelor care angajează persoane cu nevoi speciale. Pentru început, întâi integrăm în echipa noastră, după care le dăm lucruri simple. Nu îi aruncăm în gura lupului încă din prima, asigură marfă, etichetează, mai consiliază clienți. Pentru noi este ceva nou, din punctul nostru de vedere al angajatorului, dar suntem deschiși. Suntem deschiși să-i acceptăm printre noi. Din cele peste 850.000 de persoane cu dizabilități care trăiesc în România, doar 34.000 au un loc de muncă, arată Ministerul Muncii. În Marea Neagră au ajuns să fie mai multe deșeuri decât pești. Nu o spunem noi, ci chiar Comisia Europeană, care atrage atenția că marea noastră conține a doua cea mai mare cantitate de gunoaie din Uniunea Europeană, după partea de vest a Mediteranei. Iar cea mai mare parte din resturile care ajung în mare sunt din plastic. O travă pentru pești, spun biologii marini, care strâng în fiecare an cantități uriașe de deșeuri din adâncuri. O imagine impresionantă cu un calcan care a înghițit un pahar de plastic a fost publicată aseară și de voluntarii de la Mare Nostrum. Fotografia manifest vine să atragă atenția asupra dezastrului din mare. Comentăm subiectul în continuare cu directorul executiv al organizației non-guvernamentale Mare Nostrum, doamna Mihai la Cândea. Bun găsit, cât de gravă este situația? Bun găsit, într-adevăr, este o imagine care și pe noi ne-a uimit, deoarece am auzit de foarte multe studii și am mai văzut bucăți mici de plastic înghițite de viețuitoare, fiindcă vorbim de pești, de delfini. Sunt cazuri celebre cu balene care au înghițit o grămadă, programe întregi de diverse gunoaie din mare. Însă până în acest moment nu aveam un astfel de exemplu de la Marea Neagră și de la litoralul românesc. Până la urmă, iată că a apărut un calcan și nu oricum, ci cu un întreg pahar de plastic înghițit. Practic nu erau fragmente sau nu erau doar, știu eu, bucăți microscopice, ci un adevărat pahar de plastic, la fel ca cele pe care le folosim pentru a bea cafea sau suc pe plajă. Această imagine vine să scoată în evidență, încă o dată, cât de important este să renunțăm la acest plastic de unică folosință, care, iată, a fost folosit probabil de cineva timp de 5 minute și apoi a călătorit prin mare și a ajuns în final să fie înghițit de acest calcan, și calcanul a ajuns pe mare. Știu că voluntarii Mare Nostrum strâng an de an tone de deșeuri de pe plajele românești. Ce alte deșeuri în afară de plastic găsiți dumneavoastră în urma turiștilor? Mai mult decât strângerea acestor gunoaie, Mare Nostrum realizează monitorizarea după o metodologie europeană a sectorelor de plajă de la litoralul românesc. Vă putem spune astfel că găsim acolo toate tipurile de deșeuri, inclusiv cele uzuale, pe care le găsim în mod normal sau ne închipuim că e firesc să le găsim pe plajă, cât și cele mai inedite, cum ar fi deșeurile medicale, resturi de electrocasnice, bucăți de mobilă, inclusiv bucăți mari de mobilă. Am găsit inclusiv frigidere pe plajă, cauciucuri foarte mari, un espresor de cafea. Practic găsim tot ce utilizează omul și, din păcate, nu aruncă acolo unde ar trebui, fie la coș, fie la un container de colectare selectivă, pentru că acum orașele de la litoralul românesc încep să aibă sisteme de colectare selectivă și este bine să începem și noi să le folosim. Dar monitorizările dumneavoastră ce arată? Că an de an sunt din ce în ce mai multe deșeuri sau suntem totuși mai disciplinați? Dacă ar fi să facem o comparație între anul acesta și anul trecut, de exemplu. Din păcate, tendința este una crescătoare.
cu toate campaniile de conștientizare, începem să utilizăm din ce în ce mai mult plaja. Vin mai mulți turiști, petrec mai mult timp pe plajă și asta înseamnă generare de cantități mari de deșeuri. Este nevoie de mult mai multe eforturi pentru a gestiona, pentru a asigura colectarea acestor deșeuri și darea lor către reciclare sau firmele de sesizare. Și de asemenea este foarte important la finalul sezonului estival, operatorii de plajă să facă o curățenie temeinică, pentru că multe gunoaie rămân la finalul sezonului pe plajă și sunt purtate de vânt, luate de ape. Practic nu scăpăm niciun de ele. Iată, ni se întorc în farfurie prin peștele pe care îl consumăm. Din păcate. Da, avem cantități din ce în ce mai mari. Anul 2019 este anul cel mai murdar din monitorizările noastre de până acum. 2020 nu a fost la fel de murdar, dar să nu uităm că avem o pandemie care ne-a ținut cumva departe de vacanță. Da. Iar în anul 2021 noi ne așteptăm la cantități mult mai mari de deșeuri decât în 2019 și avem și deșeuri noi, specifice pandemiei. Sunt măștile de unică folosință, mănușile chirurgicale. Doamna Mihaela Cândea, eu vă mulțumesc frumos pentru intervenția în jurnal. Doamnelor, domnilor, noi continuăm știrile. Urmează un weekend inedit la Constanța. Duminică, în Parcul Tăbăcăriei, zona Teatrul de Vară Soveja, va avea loc un concurs de lupte tradiționale tătărăști. Chiureșul, sportul tradițional al tătarilor, reprezintă o demonstrație de cinste, dreptate, curaj și dibăcie, prin care luptătorii își pun în valoare însușirile fizice și psihice. Veche de mii de ani, manifestarea sportivă a fost păstrată până în zilele noastre, ducând cu ea una dintre numeroasele valori tradiționale ale etniei tătare. Potrivit tradiției, la finalul competiției, învingătorul pleacă acasă cu un batal, iar învinsul primește un bairac, adică un copac împodobit cu 7 sau 9 articole vestimentare. În competiție se pot înscrie tineri tătari, dar și concurenți români care îndrăgesc sportul și tradițiile tătarilor. Va fi ultimul weekend în care autobuzele etajate vor circula în Constanța și Mamaia. Citybus anunță că de luni, 13 septembrie, linia estivală City Tour va fi suspendată. În Constanța și Mamaia vor circula până atunci 6 autobuze etajate cu o frecvență de 25 de minute. Primul autobuz va pleca din stația de la gară la ora 9 dimineața, iar ultimul ajunge în aceeași stație la ora 22. Circuitul City Tour cuprinde peste 100 de obiective turistice. La bordul autobuzelor etajate vă puteți conecta gratuit la rețeaua Wi-Fi și aveți la dispoziție și un ghid audio pentru principalele puncte de interes turistic de pe traseu. Prețul unei călătorii cu autobuzul etajat este de 3 lei, iar al unui abonament de o zi de 5 lei. Biletele pot fi achiziționate de la șoferul autobuzului etajat. Locuitorii din Topraisar nu vor avea marți, 14 septembrie, apă. Compania Raja anunță că va asista furnizarea apei în intervalul 9-14 pentru efectuarea operațiunilor periodice de întreținere a rezervoarelor destinate în magazinării apei de la nivelul stației de repompare Biruința. Compania le cere scuze abonaților pentru neplăcerile create și îi asigură că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Vreme plăcută astăzi pe litoral cu soare blând și vânt slab. La orele prânzului la Constanța, termometrele au arătat în jur de 21 de grade Celsius, iar cerul a fost senin. La noapte, în Constanța, cerul va fi acoperit de nori, iar termometrele vor coborî până la 15 grade. Iar mâine, în timpul zilei, maximele se vor situa în jurul valorii de 23 de grade. La noapte, în Cernavodă, se vor înregistra 11 grade Celsius, iar mâine, termometrele vor arăta până la 27 de grade Celsius. Cer acoperit de nori la noapte și în Mangalia și temperaturi de 14 grade în termometre. Mâine la Mangalia însă cerul va fi senin, iar mercurul din termometre va urca până la 24 de grade Celsius. Revenit la antrenamentele de la Farul Constanța după debutul la Naționala de Seniori, Virgil Ghiță povestește despre experiența trăită la echipa mare. Da, normal, am fost foarte fericit pentru prima convocare la echipa de seniori.
Sunt mândru că am putut să reprezint pentru prima oară țara la echipa mare. A fost un vis împlinit și sper că de acum încolo să bifez cât mai multe convocări și cât mai multe meciuri. Ești decis să lupți pentru un loc de titular? Normal, nu de asta m-am apucat de fotbal până la urmă, să ajung cât mai sus, să realizez cât mai multe și pentru că mi-am îndeplinit visul, primul vis de a fi convocat la echipa mare de a Naționalei, de acum încolo obiectivul meu e de a mă impune ca titular. Ai avut emoții în teren când ai jucat cu Liechtenstein? Este o oarecare emoție pentru primele minute în tricoul Naționalei. Este și normal că să ai emoții, indiferent cu cine joci și câte minute o faci. Primul meci este de neuitat și este o emoție aparte. Cea mai bună gimnastă din România a avut un an de coșmar de când a revenit în sala de gimnastică. Accidentare după accidentare, pierderea mamei, ratarea finalei olimpice de la Bârnă sunt doar câteva dintre momentele grele prin care a trecut sportiva în 2021. Tânăra povestește că la Tokyo a fost în depresie, a concurat cu dureri extraordinare, iar de ceva timp merge la psihoterapeut. Stau să mă gândesc că am fost foarte puternică și după trei zile, după evenimentul acela nefericit care s-a întâmplat în familia mea, am intrat într-o mică depresie, pot să zic, și cu ajutorul doamnei Lul și a domnului Cristi m-am ridicat ușor-ușor, pentru că, țin minte, domnul Cristi atunci mi-a zis în momentul acela, când chiar nu mai voiam să mai vorbesc cu absolut nimeni și nu puteam să comunic pentru că nu simțeam nevoia, m-a luat pur și simplu de umeri și mi-a zis: campionul din tine nu vrea să renunțe. Și atunci m-am trezit la realitate și am zis: ok, da, asta e, nu vreau să renunț. Lari povestește că la Olimpiada, din cauza stării în care era, ajunsese să nu mai știe să-și facă elementele. Toate lucrurile se încurcau în capul meu și nu mai știam cum să fac anumite elemente. Și poate până în ziua competiției m-am chinuit foarte tare să iau în fiecare zi de la capăt, cu elemente minore și ușor-ușor să avansez. Dar mă bucur că în calificări am fost calmă și mi-am găsit liniștea pe bârnă, chiar când nu știam cum va ieși. Cu o sinceritate dezarmantă, Lari recunoaște că a apelat la un specialist ca să poată să facă față la tot ce îi se întâmplă. Da, am avut nevoie și fac în continuare terapie, pentru că trebuie să te descoperi pe tine în primul rând, trebuie să te simți bine în pielea ta. De când s-a întors de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Larisa se antrenează de două ori pe zi, de luni până vineri, și trage tare să se recupereze după accidentarea de la gleznă, din cauza căreia a ratat finala olimpică de la Bârnă, iar în octombrie vrea să meargă la mondiale. Elena Zaharia și Darius Moldoveanu, câștigători ai Top 16 juniori, și-au imaginat o lecție de tenis de masă cu celebrități și fiecare și-a ales elevul favorit. Viitorul sună bine pentru tenisul de masă românesc. Juniorii câștigă la nivel internațional medalii peste medalii la toate categoriile de vârstă la care participă și privesc cu optimism mondialul de la finalul anului. Până acolo, Elena Zaharia și Darius Movileanu s-au impus în Top 16 România, apoi s-au vizualizat în postura de profesor-antrenor pentru vedete de top. Eu aș vrea să fac tot cum ai zis, dublu mix cu Liu Shiwen, iar la dublu cu Malong, și l-aș învăța o lecție de tenis de masă pe Cristiano Ronaldo. Cu ce personalitate ieși la cină? Din orice domeniu vreți voi. Cu Brad Pitt acum, ce să fac? Cu Brad Pitt, da. Și eu cu Jennifer Lopez. Cei mai buni juniori români s-au destăinuit într-un altfel de interviu în care au dezvăluit ce ar face dacă ar fi invizibil, cum s-ar descurca din postura de președinte al țării și ce investiții ar face dacă ar fi milionar în euro. Doamnelor, domnilor, știrile serii la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook Doto TV, dar și pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații proaspete, accesați site-ul nostru www.dototv.ro. Eu sunt Ileana Gheorghiu, vă mulțumesc pentru atenție, weekend frumos tuturor!